La începutul întâlnirii noastre, fratele meu, Dragoș, cu care n-am vorbit absolut deloc, ne-a lăsat cu o întrebare destul de pertinentă și a zis, era întrebarea asta. Dacă ar trebui să sărbăm nașterea Domnului Isus Hristos, n-ar trebui să mergem într-o iesle să vedem cum e? Nu, nu ar fi mai bine așa? Nu, nu, nu mai bine, mai real. Nu așa ar trebui să facem. De ce pe toate felicitările pe care ni le dăm noi în stânga și în dreapta, Ieslea e cu paie de aur, văcuțele sunt de pluș? Ce să vă mai spun? E mai cald în Iesle ca în apartamentele noastre? De unde varianta asta alternativă? De unde? Că n-a fost așa, e corect? N-a fost așa. Frații mei, se numește gândire paradoxală. Așa se numește. Am învățat să gândim așa. Ce e aia gândire paradoxală? Am învățat să gândim într-un fel în care chiar dacă nu e real, să ne construim noi o realitate a noastră în care ne simțim bine și Doamne ferește să ne-o strice cineva. Nu cumva să ne o strice cineva. Lăsați-ne să fie frumos. Că ne place. Ma, așa este. E tare frumos și, sincer să fiu, așa, la nivel estetic, ce ne-am face dacă la începutul ăsta de sfârșit de an n-ar fi lumini colorate, n-ar fi brazi împodobiți, n-ar fi muzică prin magazine în așa fel încât să ne ajute să cumpărăm mai mult, să uităm că nu avem bani, să ni se pară că avem bani din belșug. Ce ar fi dacă n-ar fi toate astea? N-ar -aș, n fi așa că s-ar sfârși anul trist? <coughs> Însă Dragoș a pus o problemă foarte serioasă și a zis, bine, bine, da, cu realitatea ce facem? Păi, adică cum? Păi, s-a născut Domnul Isus Hristos pe 25? Oi, toți dintre dumneavoastră spun nu. Bun. Dacă toți spuneți că nu, că creștini fiind ne știm, ne știm teoria, dacă tot este așa, atunci, de ce suntem triși dacă cineva ne-ar lua steluțele? dacă cineva ne-ar lua pomișorii, de ce, de, ce, de ce, am fi triști? Nu nu ați fi, vă spun eu că ați fi. Pentru că folosim realitățile noastre alternative care sunt ca să ne fabricăm bucurii care să ne țină de cald când e frig. Ireale. Dar să ne țină de cald. Să ne colorăm puțin viața care și așa e prea tristă. Și avem nevoie de ele ca un fel de... Ca un fel de... Da. N-aș vrea să zic drog, dar poate. Am întrebat istoria și i-am întrebat pe cei din istorie, bine, dar de ce s-a ajuns aici? De ce? Și ei mi-au spus așa. Dice, știi, între 25 decembrie și între 1 ianuarie erau cele mai mari sărbători necreștine. Cele mai mari sărbători. De unde știți? Păi, și vorbesc acum cu românii. Știți foarte bine. Vă aduceți aminte de plugușorul? Plugușorul? Ce legătură are cu creștinismul? Da, sorcova? Da, capra? Sunt doar câteva care începeau în perioada asta și. Pentru că, în momentul în care creștinismul s-a unit cu. și-a făcut o alianță cu obiceiurile păgâne. Creștinii au zis așa, dacă sunt atâtea sărbători în zona asta și ei au încercat să le scoată din funcțiune, dar n-au putut. Adică oamenii tot cu capra le plăcea să meargă. Tot cu plugușorul, tot cu sorcova, tot cu colindatul ca să mai adune câte ceva. Treburile asta nu s-au putut scoate și atunci au zis așa, e bun, dacă toate sunt așa, n-am putea totuși să le schimbăm... Mantia. Adică să le schimbăm numele, să le dăm... Adică să, să facem chestiile astea de creștinește. Adică cum să te duci cu plogușorul creștinește? Dacă cu sorcova creștinește. Cum să te duci cu sorcova creștinește? Îmi pare rău, nu cred că există vreun cuvânt în engleză pentru sorcova. Vă este greu să înțelegeți, dar asta e. Da. Cum să te duci cu capra Ța, 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 căpriță, creștinește. Cum să te duci? N-ai nicio șansă să te duci. Și totuși am încercat să le creștinăm. Vreau să vă spun, după mii de ani de creștinism, că suntem la vreo două mii de ani, ce am obținut? Am reușit să rezolvăm problema? Adică, e creștinism sau e dă la Frății mei, e un mare pericol să cântăm și să spunem Astăzi s-a născut! Chiar dacă citim din acea frumoasă mărturie a îngerilor Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut Mântuitor da? e, e foarte periculos pentru că în mintea noastră se extrapolează lucrurile Și începem să spunem știi ce? Acum s-a născut! Și în timp ce noi cântăm, acum s-a născut, în mintea noastră ce știm? Că v-am întrebat, s-a născut acum? Și ați răspuns, nu. Și atunci noi zicem, acum s-a născut, dar în mintea noastră zicem, nu s-a născut acum. Și vă rog să-mi spuneți, ce fel de gândire implementăm în religia noastră? Ce fel de gândire? Încă o dată, gândire paradoxală. Gândire care nu are nimic de a face cu realitatea. O gândire de care avem nevoie și ne fabricăm noi ca să ne țină de cald. Că e iarnă, de asta am zis cald. E o capcană. Pentru că ne face să credem că așa e toată religia lui Isus Hristos. E o capcană. Ne face să credem că până la urmă. Religia lui Isus Hristos nu are de-a face cu adevărul, nu are de-a face cu realitatea, are de-a face de asemenea cu misticul, cu bazmul popular, are de-a face cu mitologia, are de-a face cu realitatea alternativă, are de-a face cu orice. Dragii mei, este vremea ca creștinismul să vorbească drept, adevărat. Pentru ca lumea să știe că Isus Hristos este calea, adevărul și viața. Este de, ține de esența lucrurilor lucru, treaba asta. Din cauza asta, în cele câteva minute pe care mi le voi mai lua, probabil patru minute, aș vrea să nu vă vorbesc despre astăzi, ci aș vrea să vă vorbesc despre Duhul Sfânt. Pentru că despre Duhul Sfânt va trebui să vorbim oricând, la orice moment, în orice situație. Vorbeam cu cineva și îl întrebam, la vară o să cântați colinzi? Și el spune, la vară, cum să cânti? Te ia lumea de... Da? Nu se poate, trebuie să cânti, cânt, cântă toată lumea colinzi. Păi și dacă nu e adevărat, și dacă nu e adevărat, dar cântăm colinzi când se cântă. Bun. Vreau să vorbesc despre Duhul Sfânt, pentru că despre Duhul Sfânt putem vorbi oricând. Frații mei, realitatea întrupării Domnului Isus Hristos începe cu Duhul Sfânt. Luca 1, cu versetul 35. Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Cum este numit Duhul Sfânt? Puterea celui prea înalt. Omul singur, fără puterea celui prea înalt sau fără puterea lui Dumnezeu, omul singur este prea puțin. Este prea nimic, prea fără însemnătate pentru a se putea considera o valoare. Lăsați puterea celui prea înalt să vină în viața dumneavoastră, să vă umbrească sau să vă lumineze și atunci vom descoperi că ființa umană începe să aibă valoare. Cuvântul spune, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Isus Hristos nu s-a născut ca oricare alt copil, este singurul în dreptul căruia se folosește cuvântul de sacralitate. Sfântul care se va naște din tine. Este unic. Apoi, versetul 41. Maria, mama Domnului Isus Hristos însărcinată, s-a dus, a întâlnit cu Elisabeta. Elisabeta, când... S-a întâlnit cu Maria, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Vreau să vă întreb, un prunc în pântece, în ce măsură are conștiență de evenimente exterioare? În ce măsură pruncul Elisabetei a știut că s-a întâlnit cu Maria, care și ea era însărcinată? În ce măsură? Deloc! Sigur că da. Cu toate acestea, lucrarea Duhului Sfânt este prezentă. Părinți, luați amintă la această realitate și anume prezența Duhului Sfânt în viața unei mame produce în copilul care se va naște reacții pe care copilul nu le înțelege, dar cu care copilul este binecuvântat. Una este ca un copil. Să fie conceput firesc și alta este ca un copil să fie conceput într-o mamă care este plină de Duhul Sfânt. Observați ce s-a întâmplat cu Elisabeta. S-a umplut de Duhul Sfânt. Și sub această realitate, realitatea pruncului ei s-a schimbat. Una este să fii mamă firesc și alta este să fii mamă duhovnicesc și Duhul Sfânt să fie acolo. Rugați-vă pentru prezența Duhului Sfânt, pentru ca lucruri cerești să se poată întâmpla în existența noastră limitată. 3. Versetul 67. Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis, nu doar mama se umple de Duhul Sfânt, se umple și tatăl de Duhul Sfânt. Este un privilegiu care trece dincolo de bărbat, femeie, părinte, copil. Privilegiul acesta de a fi plin cu Duhul Sfânt și ratăm, ratăm, teribil această posibilitate în momentul în care nu ne dăm seama că fără această intervenție divină nu suntem oameni întregi. Repet ceea ce a spus Pilat când l-a văzut pe Iisus Hristos, care, căruia, Duhul, căruia Dumnezeu îi dădea Duhul fără măsură. L-a văzut pe Iisus Hristos și a zis, ecce homo. ăla ai omul. Natura divină plus natura umană. Omul plus Duhul Sfânt, ăla e omul. S-a întâmplat lucrul acesta atunci, nașterea Domnului Isus Hristos, dar lecțiile pentru noi sunt fără sfârșit în istorie. Și lecția fundamentală este că putem beneficia de această extraordinară oportunitate, de acest extraordinar dar de a nu mai fi doar firești, oameni de lut, avem posibilitatea să devenim oameni duhovnicești prin unirea naturii divine cu natura umană. Este chemarea divină. Știți cum se numește asta? Noi o numim nașterea Domnului Isus Hristos și evenimentele țin de el, dar dați-mi voie să le numesc a doua creațiune. Știți de ce a doua creațiune? Pentru că dacă mă duc în Geneza capitolul 1, acolo acolo găsesc că Versetul 1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul este un postulat care îl cuprinde pe Dumnezeu în pluralitatea lui. Bureșit, bara, Elohim, Elohim la forma plurală, Elohim Dumnezei. Și după ce spune lucrul acesta, pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de apă era întuneric. Și în versetul 2. Prima persoană. Primul exponent al divinității este cine? Duhul Sfânt. Spuneam aseară în Evanghelia după Ioan capitolul 1, primul exponent al divinității prezentat de Ioan cine este? Domnul Isus Hristos. La început era cuvântul. La început. Ioan începe cu Domnul Isus Hristos. Moi se începe cu Dumnezeu și cu Duhul Sfânt. Și dacă mă voi duce înapoi la ceea ce spune Ioan, iertați-mă ceea ce spune Luca, Duhul Sfânt, adică puterea celui prea înalt, și mă duc în Geneza, Duhul lui Dumnezeu, adică puterea celui prea înalt, se mișca pe deasupra apelor și în contextul ăsta Dumnezeu a zis să fie lumină și puterea celui prea înalt a lucrat acolo. Frăților, la creațiune Duhul Sfânt a fost prezent și a conceput o lume nouă. La venirea Domnului Iisus Hristos, Duhul Sfânt a fost prezent și a reconceput lumea aceasta. Dacă ar trebui să sărbătorim ceva azi, este faptul că Duhul Sfânt ne este încă la dispoziție pentru fiecare dintre noi. Dacă ar trebui să fie frumos pe pământul acesta, ar trebui să fie frumos datorită faptului că darul ne este încă oferit. Nu pomul plin de lumini face lumea mai frumoasă, ci prezența Duhului Sfânt care înconjură pământul acesta cu atmosferă de har. Aceasta face lumea mai frumoasă. Strălucirea nu vine de la, de la steluțele noastre pe care le punem, ci strălucirea vine de la deschiderea cerului către pământ și faptul că Duhul Sfânt, în calitate de conducător al oștilor cerești, al îngerilor, aduce pe pământul acesta o realitate nu alternativă în care noi să ne simțim bine nu ne face să visăm altfel ci Duhul Sfânt coboară la noi o realitate care reprezintă realitatea universală față de realitatea terestră minusculă Nu mă pot opri și voi încheia cu aceasta Este pentru a nu știu câte oară când amintesc ceea ce profesorul Dr. Iavor spunea într-una dintre cărțile lui, spunea așa, zice, reduceți, reduceți, vă rog frumos, doar galaxia noastră, calea lactee, la o dimensiune de aici până la Los Angeles. Reduceți calea lactee. Și reducând calea lactee, reduceți și sistemul solar. Și apoi, spuneți-mi, dacă calea lactee ar fi de 100 de mile de aici până la Los Angeles, cam cât ar fi sistemul nostru solar? Vă aduceți aminte? 7 milimetri! 7 milimetri! Vă rog frumos, căutați 7 milimetri în distanța de aici până la Los Angeles și nu o distanță liniară, o distanță circulară, pentru că calea noastră, lactee, ca și galaxie, e ca, disc, ca un disc, ca o farfrie. Căutați, vă rog, 7 milimetri pe această suprafață. Vă rog să o spun, vă rog să-mi spuneți, îi găsiți? Șapte milimetri, e nimic. Iertați-mă, e nimic. De asta vă spun, lăsați ca... lăsați ca realitatea universală, care este copleșitoare, să intre și în milimetrii noștri de existență. Ca nu cumva să ne imaginăm că în acești șapte milimetri care reprezintă sistemul nostru solar, căutați Pământul, vă rog frumos, în șapte milimetri. Îl găsiți? Căutați-l. Și pe Pământul ăsta, care nu știu cât este, căutați-mă pe mine. Eu care vorbesc și care spun că știu toate și așa mai departe și eu care trăiesc într-o realitate alternativă și. Povestesc tot felul de lucruri. Căutați vocea asta care vorbește degeaba. Vocea palavragiului care în secolul 21 crede că este ceva. Căutați-l și veți descoperi că nu există vocea asta. N-are voie să vorbească din punct de vedere al importanței. Realitatea acestui, acestei voci nu există. Lăsați realitatea universală să intre în realitatea noastră și faceți ca Duhul Sfânt să mai creeze odată în viața dumneavoastră realitatea lui Isus Hristos. Veți sărbători cum n-ați sărbătorit niciodată. Veți fi fericiți cum n-ați fost fericiți niciodată. Veți ajunge la o realitate care depășește orice realitate de care v-ați agățat până acum și care se va prăbuși datorită faptului că acea realitate de fapt nu există. Vă mulțumesc pentru că zâmbiți, vă mulțumesc pentru că sunteți fericiți, vă mulțumesc pentru că în seara asta ați fost aici în căutarea realității care contează. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Vă doresc o seară fericită și zile frumoase mai departe. Amin.